Fricioșilor, eu sunt Romina și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. E foarte ciudat că mă aflu din nou aici pentru că nu am filmat ceva de mult timp și mai ales în acest fel să-mi pregătesc cadrul, să-mi pregătesc lucrurile și tot așa mai departe. Însă am fost la cumpărături. După cum v-am mai spus, eu urmează să mă mut sau probabil că m-am mutat deja în momentul în care voi vedeți acest video. Și asta înseamnă că fac cumpărături pentru casă nouă, chestii folositoare, nefolositoare, vedem noi, pentru că urmează să vă arăt ce am cumpărat. Așadar, azi am pentru voi un haul în care vă arăt micile cumpărături, marile cumpărături. N-am făcut foarte multe cumpărături, însă câteva cumpărături pentru casă. Am cumpărat farfurii, am cumpărat boluri, am cumpărat chestii necesare într-o casă nouă. Și lucrușoarele pe care le-am luat din Pepco și din Kik și am găsit câteva lucruri foarte faine, de asta am zis că ar fi foarte drăguț să vi le arăt și vouă. Și am să încep cu lucrușoarele pe care le-am luat din Pepco, pentru că nu sunt atât de multe. Eu v-am spus că sunt chestii de casă. Știu că e foarte ciudat să vă arăt lucruri din astea, însă de ce nu? Poate și voi vă mutați într-o casă nouă sau poate aveți nevoie de lucrurile astea în casa voastră și atunci de ce să nu vă arăt că oricum am găsit o grămadă de chestii super faine și de calitate. Și am să încep cu partea mai murdară. Bine, de fapt e o perie curată. Am cumpărat pentru toaletă acest set care are o perie de curățare. Pe acestea le-am luat din Pepco. Asta a fost 25 de lei. Da, 25 de lei. Mi se pare foarte faină. Știți voi că eu sunt cu sclipici, argintiu, chestii de-astea și mi se potrivește perfect cu personalitatea mea. Poate că la feria de la Lucian se potrivește cu personalitatea mea. De pe lângă asta are la set, acest dispozitiv pentru săpun care a fost 10 lei. Îmi place foarte mult și materialul din care e făcut și cum arată și faptul că e rotund. Da, a fost 10 lei plus că e ceva ceramică sau ceva de genul și asta înseamnă că se reziste mai mult și mai bine. Și tot la acest set am mai găsit și acest pahar pentru, am să spun, pentru pensule. Însă dacă stau să mă gândesc bine, n-ar arăta rău nici pensulele în el și posibil să mai am cumpăr atunci. Nu m-am gândit la asta. Bine că am filmat ca să mă gândesc. Este un pahar pentru periuțe de dinți, dar puteți să-l folosiți la orice vreți voi. Nu l-aș folosi ca să beau din el, deși nu cred că s-ar întâmpla nimic. Dar acesta este setul și e foarte, foarte drăguț. Sunt foarte multe seturi în Pepco și cu siguranță găsiți ceva ce să vă placă. Plus că sunt de calitate și prețuri foarte bune. Dacă e să rămânem la sclipici, pentru că sclipici, eu sunt cu sclipiciu. Când am intrat în Pepco, îmi făceau ochii așa ca girofarele și vroiam să cumpăr tot ce e cu sclipici. Am găsit aceste suporturi de pahare, da, cred că așa le zice, suporturi de pahare. Stai că vă spun. Da, uite că am nimerit, sunt suporturi de pahare. M-aș fi gândit că poate au un nume altfel, dar nu. Și sunt cu sclipici. Sunt geniale, sunt doar 4, poate că o să mai cumpăr, dar cred că mi-a ajuns deocamdată 4. Acestea au fost 8 lei și sunt foarte faine. Am mai văzut multe chestii cu sclipici, dar n-am abținut, plus că iubitul meu a zis că o să umplu toată casa cu sclipici și o să aibă sclipici peste tot și unde nu vrea. Și atunci m-am abținut, am respirat adânc și am zis, bine, nu cumpăr tot ce e cu sclipici. Bun, și mai departe am mai luat tot un dispozitiv de acesta pentru săpun, însă de această dată l-am luat pe acesta care are un loc ușor aici, foarte simpatic. Eu l-am luat pe acesta ca să-l folosesc în bucătărie, să nu mai fiu nevoită să pun detergentul de vase acolo pe chiuvetă și ăsta arată mult mai elegant, plus că are locul ăsta unde pot să pun buretele de vase și mi se pare foarte fain. Așa, nu știu, practic, plus că buretele de vase nu prea ai unde să-l pui în general și atunci la acesta are locul, e chiar super. Ăsta a fost 10 lei, da, a fost 10 lei, e tot așa dintr-o ceramică ceva,
Aici e, cred că, un plastic. Sper să nu se strice acest plastic, că de obicei ăsta se duce mai repede decât ăsta, dar asta este, se va schimba dacă se strică. E foarte fain și chiar merită dacă vreți să aveți o bucătărie organizată și elegantă, să nu fie pe acolo tot un detergent de vase și chestii. Eu zic că merită să luați asta. Și tot din Petco am luat un dispozitiv super fain. Este un ligan. Cred că în orice casă ai nevoie de un ligan și am luat un ligan cu 8 lei. O afacere foarte bună. Am dat 8 lei pe un ligan. Da. Normal că am nevoie de un ligan pentru că probabil voi spăla un pantof, voi lua niște haine din mașina de spălat, voi face ceva cu el, că Doamne iartă-mă, doar e o casă, într-o casă ai nevoie de toate porcăriile. Și acum simt asta cel mai mult pentru că trebuie să le cumpăr și tot îmi dau seama că lipsește asta, asta, asta și multe trebuie, foarte multe. Acestea au fost lucrușoarele pe care le-am luat eu din Pepco, dar am mai luat niște chestii din Kik. Și una dintre chestii este acest dispozitiv de scurs apa, care se numește strecurătoare. I-am luat o strecurătoare din metal, nu știu dacă e de aluminiu. Ideea e că nu înțeleg niciodată, are 100 de limbi și nu înțeleg niciodată ce se întâmplă aici, dar a fost 15 lei, ar face bine să fie rezistentă. Pare ok și na. Nu-i ca și cum o să fac multe paste, că nu mai mănânc paste de ceva timp. Dar e bună și pentru salate, pentru anumite chestii. Eu una îmi spăl salata în strecurătoare, că e cel mai simplu să o culeg, să o pun bine, să o strecur de apă și e ok. Da, și o să mai fac paste, dar nu pentru mine. Tot din Kik mi-a mai luat minunile astea cu sclipici. Acum o să înțelegeți de ce iubitul meu a zis că e prea mult sclipici. Este ceva decorativ, sunt niște bucăți de lemn făcute cu sclipilici. Acestea au fost 8 lei. A fost cam mult pentru niște bucăți de lemn cu sclipici, dar am zis că le voi pune eu undeva ca decor. Încă n-am folosit nimic ca să decorez casa și tot, dar probabil că în momentul în care voi veți vedea acest video, eu voi fi deja mutată și le voi fi folosit. Bun, mai departe, tot din Kik, mă rog, toate astea ce vă arăt acum sunt din Kik, am luat două boluri din acestea. Da, în fine, ei zic că sunt boluri pentru muste, eu zic că sunt boluri pentru ce vrei tu, că nu știu de când bol pentru muste în mod special. Oricum, mi-a plăcut foarte mult designul, pentru că au designul ăsta drăguț, e pătrat, aici e mai plat și chiar e super, super fain. Au mai multe farfurii din acestea, însă am zis că nu cumpăr deocamdată, mai văd ce cumpăr mai încolo. Tot boluri, am mai luat ceva boluri. Și acestea sunt simple, rotunde, pentru salată, chestii ce vrei tu să pui. Am luat 6 farfurii, tot din acestea de arcopal, simple. Îmi plac foarte mult și astea, na, ai nevoie de farfurii în casă și farfurii de zi cu zi sunt chiar super ok. Am mai luat 2 boluri din acestea de aluminiu, unul mai mic, care a fost 13 lei și ăsta a fost 20 de lei, 20 și 13, dar, na, și astea sunt foarte folositoare pentru o salată, pentru o chestie. Și am mai cumpărat foarte puține lucruri, mă rog, sunt multe în pungă, dar de fapt sunt puține pentru că am luat 6 căni din acestea, simple, de sticlă, eu o să le folosesc pentru ceai, cafea. Am luat 6 ca să avem un set și să nu am 100 de căni diferite. Și o singură chestie am mai luat, nu o să mai scot cănile, aici sunt toate cănile alea. Am luat niște chestii din astea pentru frigider, niște cutiuțe de depozitare, le poți pune frigider, le poți pune de fapt unde vrei tu, dar eu le-am luat pentru frigider să ne organizăm mai bine frigiderul. Și mi se pare că sunt foarte faine, astea au fost 8 lei una, a, și cănile au fost 5 lei una.
Și asta e tot. Nu am mai luat nimic decât o pungă care a pus toate chestiile, pentru că la Kick nu au ce să-ți dea, ce să le pui. Bine, mă rog, mâncat te obligă să cumpere o pungă din asta reciclabilă și nu-ți dă din aia de plastic. Asta a fost tot. Ăsta e haul-ul meu, mini-haul-ul meu, cu chestii de casă. Foarte ciudat să fac haul-uri cu chestii de casă, dar trebuie să le facem și pe astea. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați canalului meu și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez eu ceva nou. Eu vă pup și ne vedem data viitoare!